Nu-i Mustangul ca căruța, dar cu ea îmi câștig fuța. Hai dreptat, la. Awesome. Ce aș mai putea? Ia să vedem ce mașini aș putea să cumpăr eu aici. Asta e Volvo, nu? 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 Toyota Supra am văzut. Mitsubishi Lancer Evolution 2008. Awesome. Trei șapte de mii din 88, wow. Mă, prima oară mă gândeam la un BMW de ăsta. M3. Awesome. No, you haven't parked that ride because you're still running the streets. Rev it up and haul ass over here. Come on. Mai strângem bani, bă. Acum mi-a dat seama, mă gândeam, fac, bă, dar ce e nou de 32.000, dar stai că e M3 și de aia. Nu e 320, M3. 3, nu știu cât se le zicea care. 3,2 parcă. De M3 Motorsport 3. Hai să vedem ce curs mai primim noi, Robin. Hey, it's me. So I was just wondering what you're up to. Hey, Robs. How about we rip up some road? Hold on a sec, I'm on the phone. You want to get together? Who are you talking to? Guess. Ask him to join. More the merrier. So what do you say? Stop it! Anyways, see you up there, maybe. Ok. Win the drift events with Manu, crew. Run the circuit race with Robin, ok. Unde e ruta? Ia altă ierbă ce tare. Tatăl ar fi rând. Stai că nu văd în spate. Am dat un challenge, o provocare, ia să vedem. Stai ca prin tunelul acela.
cu sau de wine la acela de la Supercharger sau de metal puțin. Și l-am bătut, bă. Hai că mi-a dat 1000, dar nu se merită efortul. Pentru 1000 de dolari să vin până aici, bă, prea lung a fost. Am scut level, îmi par. Pot să cumpăr frână de mână. Ia să vedem. Se pune frână de mână fully adjustable. Let's see. Și poate cumpăr M3-ul, oare? Bă, să mă înfig la una, să nu mă înfig. Nu vreau pe asta, ar fi prea ușor să fie zero. Cu ei trebuie lucruri gratis, ha? Japoneze. Uite, pot să cumpăra și pe asta M2. Bă, ce vreau ceva mai special așa, nu high-end, să fie nou-nouț, cum e BMW-ul. Și-l și cumpăr, yes. Mi-a cumpărat BMW-ul. Ce bine arată. Hai să o selectăm. Din prima. Visual tuning. Pe la jumătate. Visual customization stance, nu. Stance. Ca de jos se pot. Rake asta ce e? Îl punem la mijloc. Ce s-a schimbat? Nu am văzut. Coupe Sport Lightweight. Punem negru. Body kit. Splitter să nu mă lasă să o pun. Cum o scot atunci, bă? Nu înțeleg de ce e restricted. Uf, uf, uf. Mă nu-i cam o să o ce dumnezeu, nu văd eu. Jantele sunt nașpa. Asta de Mustang. Am văzut ceva ce mi-a plăcut. Wolfstein.
Wurstein, să țin minte cum se numește. Size-ul cel mai mare. Break disc, Speed Hunter. Să le pun și pe astea, rims. Tot pe Wurstern ăla, Wurster. Cauciucurile Toyota Yaris. Ok. Am uitat să-i pun cauciucurile. Stay alive, nu? E ce mare diferență, bă, și-au pierdut timpul cu asta, sincer. Audio. Din ce cauza e restricted de la splitter? Și de ce nu pot să-l iau în jos? În stânga nu pot să-l dau. Ai faza, splitter. Și în stânga nu pot să, nu pot să-i pun la stop. Sincer, e cam nașpa că nu pot să fac unele chestii la ea. Mă așteptam la mai mult. Ia să-i vedem comunitatea ce are. Ce vreau apărare pentru ea. Most recent. Most popular. E din Need for Speed asta. Hai să o punem pe asta. Dăm download. Se putea, cum să zic, să ai mai multe stări totuși. Nu i-am pus, n-am modificat un motor, n-am tunat nimic. Păi numai așa are vreo 300 ceva de cai putere. Bă, puțin sunt dezamăgit, adică n-am înțeles treaba aia de ce îmi dă restricția și la splitters nu pot să-i pun alea stoc înapoi. Ar trebui, știi ce ar trebui să fac, să-l pun la manual, bă. Manual. Să vedem pe urmă cu ce schimb. Vitezele brake, accelerate. Ok. Am găsit. Și pe N nu pot să pun. Pe neutru. Băi, să văd ce pot modifica la motor. Să-i punem, să-l tunăm. Să-i punem țeavă de eșapament, să sună motorul. Dacă ar avea și M5-ul, bă, ăla din 2005. E prea, vreapul acesta e prea cunoscut și toată lumea asta îl poartă, să vezi. Asta e de poliție, trending. Astea sunt alea de la el, mă. Jur Beast, asta e fain. Splash. Asta e de la joc. Ce mi le dă jocul? Edit, paint, red, nu? Hai să umblăm la motor. De țeava de eșapament. 338 de cai are stock. M3-ul. XO System. Level 35, ok.
Dacă tot este mai rapid Mustang. Să punem filtrul de aer, să punem de race. De short intercooler. Să se încălzească motorul. La 10 mi-ar trebui să-i punem un turbo mare. La M3 îi punem turbo. Turbocharger Elite Tone Pro. 500 de cai deja, direct din start, 300 top speed. Hai să-l testăm, M3, 46. Prea multe curte n-am făcut în video acesta, asta e. Îmi pare rău. Sunetul la motor nu prea s-a schimbat, să zici că e mai gălăgios sau ceva. Ne să facem ceva. E aproape ăsta. Stai că nu-mi dat în spune. Acum abia am mișcat un joystick, l-a schimbat, altă dată când duc până la capăt nu schimbă.
schimbat arma, nu știu. Dar poate nu m-am obișnuit sau nu e făcut pentru asta, nu știu. Te-ai concentrat la maxim, e faza. Hai încă o cursă. Man, that was crazy. Fish. Sick. You gotta come to... Vedem băieți și fete. Sunt concentrat la mod, sunt patru să spun eu. N-a reușit. Target score era 43 și am dat doar 11.000. A rămas în urmă e faza, mai am făcut prostie. Trebuie să-i dau un restart, ceva retry, să-mi fie din nou.
Sau de altfel, din poziția asta, mie îmi place, sau de mult mai fain motorul. Poți să invit și alți player. Great crowd, right? This is it. Keep close and don't trip anyone up. Trebuie să stăm vorbă cu ei ca să facem drifting și așa facem cu mine. Ce începe și eu dat accelerează ca proști, nu înțeleg. Gata, bă, o să încheie aici. Eu sunt Daniel. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, comment, subscribe și ne vedem data viitoare la un episod din Need for Speed. O să facem drifturi cu cutie automată, cu cutie manuală, pardon. Eu va trebui să schimb vitezele. Ce să zic, să aveți o seară faină, zi faină, zi minunată, să aveți baftă. Ne vedem data viitoare la un Need for Speed. Peace, pa! M-am pupat!